10 ani de te cunosc de undeva. Sunt tare curioasă dacă în perioada asta ați primit oferte de la concurență de a vă muta la un alt. Foarte multe oferte am primit, însă eu mă simt cel mai bine aici și nu aș da emisiunea asta pentru nimic în lume. Eu sunt omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit, fără pic de modestie. Suntem deja o echipă formată, o echipă frumoasă, cel puțin juriul, echipa din care eu fac parte de atâția ani. Ne potrivim, nu ne potrivim, pe ecran dăm bine. Și audiența este în top acolo. Se pare că da, oamenii vor să se uite la noi, suntem credibili și asta contează. Și este o emisiune curată, este o emisiune cu emoție, până la urmă, și cu umor, dar și cu emoție. Și este un fenomen deja cunoscut. Toți concurenții care au fost la Te Cunosc de Undeva își doresc să revină. Am observat că sunt unii care vin a doua, a treia oară și de fiecare dată vor să... Și ceilalți care poate nu mai au timp sau eu știu, sunt foarte ocupați cu alte proiecte, toți au avut o impresie bună și au rămas cu o amintire plăcută despre această emisiune. Ultima întrebare și vă las, spuneți-mi, la ce metode de relaxare apelați după o zi plină? Nu știu, o zi de filmări sau alte proiecte, că sunteți implicată multe. Baia cu sară de la Târgu Ocna și masaj și crema cu hirudină. Hirudina este o substanță pe care doar lipitorile o au. Asta e tot.